Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Prima decadă va trece productiv și cu mult succes, când multe lucruri vor merge de la sine înainte. Dezvoltarea cu succes a relațiilor cu străini nu este exclusă. Dar deja în a doua și a treia decadă, când Mercur începe să fie retrograd, este posibil ca procesele și întreprinderile importante de lucru să nu primească o dezvoltare activă. Pe agenda lunii, capricornii vor avea probleme de familie și relații cu rudele. Unele dintre aceste situații te pot aduce la confuzie, vrei singurătate și liniște, va trebui să cauți puterea în tine pentru a ieși din situații conflictuale și a rezolva rapid problemele. Încearcă să-ți distribui forțele uniform și să rezolvi problemele pe măsură ce apar. Dacă apar dificultăți, atunci tratează-le filozofic. Dragoste, toți cei care visează de mult la o nouă relație au șansa să o înceapă după 20 septembrie. Ești mai des în lume, mergi în vizită și petrece timpul cu prietenii. Dacă ești invitată la o întâlnire de o persoană care nu-ți place, atunci nu ar trebui să o refuzi doar să încerci să discuți, poate vei trage concluzii foarte neașteptate pentru tine. Nu te grăbi să te îndrăgostești de o persoană care nu îți răspunde sentimentelor tale. Riști să cazi într-o capcană sau într-un triunghi amoros care nu se va termina cu nimic bun. Capricornii de familie pot fi calmi. În sfârșit, a sosit momentul în care vă puteți bucura unul de celălalt și de armonia pe care ați obținut-o doar nu-ți aminti de vechile nemulțumiri și fi sinceră cu tine însă Dacă gelozia te roade brusc, atunci alung-o. altfel vei strica relația, până la o pauză completă. Depinde multă de cum te comporți. Păstrează pacea și liniștea în casa ta și atunci gospodăria va răspunde pe măsură. Sănătatea. Pentru a se simți bine, capricornul trebuie să respecte regimul de muncă și odihnă. Elimină divertismentul extrem și activitatea fizică excesivă din viața ta. În septembrie, bolile respiratorii cronice își pot aminti de tine. Chiar și un vânt ușor rece poate declanșa bronșită sau laringită. Dacă simți că tu se-a ajuns deja la tine, atunci nu ezita la tratament. Eficiența în terapie te va ajuta să eviți un concediu medical prelungit a doua jumătate a lunii este bună pentru auto și transformare. Dacă ai planificat orice procedură, poți fi sigură că acestea vor desfășura la cel mai înalt nivel. Acordă atenție pielii tale, este timpul să efectuezi proceduri de curățare. Persoanele predispuse la alergii vor avea dificultăți, pot apărea diverse rupții cutanate, care nu numai că vor strica aspectul, cele le vor încorda psihic și fizic. Păstrează întotdeauna un antihistaminic în trusa de prim ajutor. Toamna este un moment bun pentru a descărca corpul. Acordă atenție dietelor ușoare și zilelor de post. Banii În prima jumătate a lunii septembrie, munca capricornilor se va plasa pe un fundal discret. Vei avea suficient timp pentru a rezolva problemele personale precum și pentru a-ți răsfăța hobby preferat pe parcurs. Trebuie să renunți la modestie și să fii mai îndrăzneață în ceea ce privește ambițiile tale de carieră. Nu-ți fie teamă să-ți prezinți propriile propuneri și candidatura pentru o funcție de conducere. Ai calități bune de conducere care te vor ajuta să devii o figură de autoritate la locul de muncă. În septembrie, sunt posibile cunoștințe promițătoare care îți pot ajuta cariera precum și să-ți influențeze viitorul. În chestiuni financiare, totul este stabil și prosper, dar evită deciziile pripite și cele intestinale. Există o mare probabilitate de a depăși bugetul și de a fi blocat în datorii. Nu căuta consilieri, doar pentru că nu ți-ai gestionat sau distribuit bine bugetul tău. În ultimele zile ale lunii septembrie ai grijă când semnezi titluri de valoare. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?